Este o artistă și o femeie împlinită, dar, ca orice om, Carmen Șerban poartă doruri grele în suflet. Părinții săi, pe care îi iubește enorm, locuiesc departe la Timișoara, așa că nu poate să-i vadă atât de des precum și-ar dori. Problemele de sănătate ale tatălui îi umbresc zâmbetul vedetei și, chiar dacă încearcă să-i facă viața cât mai ușoară, nu puține sunt momentele când ochii îi se umplu de lacrimi. Dar mai multe o să ne spună Carmen Șerban, căci este invitata mea, așa că s-o primim cu aplauze. Nu am fost fata lui tata, muncit pentru vis. Bună seara, Carmen! Bună seara! Hristos a înviat! Bine ai venit! Bine te-am găsit! O să te rog să iei loc acolo, mulțumesc, în dreapta mea, pentru că vreau să povestim un pic despre sărbătorile voastre ale artiștilor, le știm. Sunteți plecați care încotro, nu prea stați pe acasă, ți-e dor de-ai tăi, mai ales în astfel de momente, nu? Când îi vezi pe toți pe Facebook cu fotografii, familia reunită la masa de Paște. Există un sentiment așa de dor, de nostalgie, dar completăm în timpul liber, ca să zic așa. Nu pierd nicio ocazie pentru a fugi acasă. Într-un an de zile alerg cel puțin de 12-13 ori până la Timișoara, special pentru părinți. Deci practic îi vezi poate că mai des decât unii copii care au părinții care aici aproape. Da, exact. Deci eu anul trecut am fost de 14 ori acasă. Și de obicei îi anunț sau îți place să le faci și surprize? Le mai fac și surprize, da. Să trezesc cu mine în bucătărie și... Dar mama nu se supără că n-are timp să-ți gătească, ce-ți place ție? Nu, mama n-are cum să se supere pentru acest motiv, pentru că ea tot timpul face de mâncare. La ea tot timpul când intrăm în casă găsim mâncare, un miros așa de casa părintească. Da, nu. Și dacă ajung și eu oricum nu mănânc foarte mult, imediat se pune și îmi face ceva dacă am poftă de o clătită sau eu știu de un grătărel. Ce-ți face ție mama? Și îți place ție cel mai mult și cel mai mult. Știi că fiecare dintre noi avem o mâncare preferată pe care nu face mama. Cum gătește mama? Da, că știi cum e, că bine rău cum gătește mama, e cea mai bună mâncare. Cu asta te-ai ai crescut. Da, exact. Îmi place foarte mult să mănânc supa cu găluști făcută de maică mea. O faci și tu? Ei lua rețeta? O fac și eu, dar... ei ies mai bine. Nu se sfărâmă niciodată, nu? Nu, nu. Și mie mi-e, dar nu întotdeauna. Ei întotdeauna ies. Așa, deci supă de găluște, ce altceva? Și îmi plac sarmalele făcute. Sarmalele. Și sarmale știi să faci? Ai învățat de la mama? Da, sunt expertă la sarmale. Serios? Da. Să nu spui că ies mai bine ca ale mamei. Din punctul meu de vedere, da. Știi cum e, eleva a depășit profesorul, ca să zic așa. Dar sunt foarte bune și ale ei, adică gustul sarmalelor făcute de mama e deosebit. Să știi că nu trebuia să spui lucrul ăsta, pentru că avem o surpriză pentru tine. A, da? Da. Ia auzi. Știi cine tocmai a auzit ce ai spus? Cine? N-ai o bănuială așa? Am o bănuială dacă zici că... Ia uite cine, uite acolo mama și tatăl lui Carmen, familia Șerban. Vă pup, mami. Sunt alături de noi și le spun și lor Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Și vă iubim și vă dorim sărbători cu drag la toți. Mulțumim. Carmen și la toți prietenii ei. Mulțumim asemenea. Doamna Șerban, e adevărat că fata face sarmale mai bune ca ale dumneavoastră? Păi să-mi aducă și mie să văd dacă sunt mai bune. Aha, n-ați gustat, nu? N-am gustat, că n-am fost de mult la ea. Da, mai mult eu. Eu nu le fac așa micuțe, eu le fac mai mari. Păi așa sunt faine, mamă. A, păi Carmen a luat rețeta moldovenească. Eu, care sunt moldoveancă, așa nu, eu nu le fac, eu nu fac. Eu n-am furat de la mama rețeta, mama le face foarte bune. Dar așa micuțe se fac la noi. Da, nu, eu tot ca maică-mea le fac. Adică, mă rog, mai tai foaia de varză cel puțin în două, nu chiar mici. Dar tot mari le fac și eu. Mai fac și micuțe, dar mai bine să mănânci o sarma sănătoasă și frumoasă decât 10. Da. Doamna Șerban, ce fel de copil era Carmen? Era năzdrăvană? Era cu minte? Cum era? Carmen la școală era foarte cu minte. Nu mi-a făcut probleme, nu numai ea, ci niciunul din copii. Au fost cu minte, n-am avut probleme cu ei. Acum, fiind, cum se zice, mare, nu? Mare, că uitați, acum... Anul viitor am cu soțul meu 50 de ani. De mulți înainte, wow! Da. O să vă facem nunta de aur, să ne organizăm. Din 69, chiar înainte de ziua mea de 29 octombrie,
Avem 50 de ani de când suntem împreună. Mulți înainte, da, să fii sănătos și de acum înainte, mama scorpioancă. Vezi, tată, mama cât schina ai acum tale, 50 de ani? Da, da. Și nu pot să zic, Carmen a plecat de pe la vreo 18 ani la București, deci aici în Timișoara. Nu, mama, am plecat de acasă la 18 ani la București și am plecat mai târziu. Cam așa, da, da. Mi-aduc aminte. Doamnă, da, eu știu de la Carmen o poveste foarte, foarte interesantă despre dumneavoastră și despre soțul dumneavoastră cu care faceți, de fapt, la anul 50 de ani de relație. Pentru că din acești 50 de ani, mulți au fost cu un divorț, deși nu s-a schimbat nimic în relația dumneavoastră. Păi nu s-a schimbat nimic, pentru că sunt iertătoare. Am mai fugit și eu la mama, toate femeile care au probleme cu bărbații, știți dumneavoastră cum e. Când a fost tânăr, a fost el mai iubăresc, mai s-a dus încolo, dacă v-a spus Carmen așa. Ma, dar pe urmă... Tata meu a fost și este un bărbat frumos. Na. Da, a venit după mine, a zis că jur că nu mai fac. Știți cum e? Și lupul zice că nu mai mănâncă carne, dar... Tot la carne trage, da? Așa. Și așa a fost viața. Dar m-am întors pentru că îmi iubesc copiii, îmi iubesc casa, familia și știți cum e. Trebuie să te întorci la casa ta, la copiii tăi. Mamă, el s-a mai dus pentru ca să vadă cum e în altă parte și s-a convins că tu ești cea mai bună. Și... Păi eu cred asta, că... N-a avut nicio intenție să plece, definitiv. Da, îi spunea și altă lume, vezi că ai nevastă frumoasă, ai copii frumoși, du-te acasă. Hai să schimbăm subiectul, că e Paștele și nu e cazul să vorbim. Deci, una peste alta, ideea era alta. Faptul că doamna Șerban povestește cu așa cu zâmbetul pe buze despre toate lucrurile astea. Da. Ideea a pornit de la faptul că eu merg pe principiu că actele nu țin un cuplu. Uite, părinții mei sunt un exemplu viu și frumos, un cuplu de oameni care au stat împreună 50 de ani. Și după ce au venit de la divorț, s-au pus în pași, s-au culcat, au făcut dragoste. Și s-au căsătorit acum câțiva ani din nou. Da, și acum sunt căsătoriți din nou, da, sigur. Vreo 4-5 ani care au fost așa mai pensionați. După aia... Ideea e că nu te țin actele, asta era ideea. Nu, că dacă oamenii vor să stea împreună, stau și 100 de ani și fără acte. Că toată lumea, la toate televiziunile, îmi treabă... Când te măriți, dar lăsați-mă, pentru ca să ai o relație frumoasă, nu trebuie neapărat să ai acte. Sunt atâția care stau fără acte și se înțeleg foarte bine și când se oficiază, brusc, li se pare că li s-a îngrădit libertatea și că întrebarea când vii acasă sună altfel la monopola și atunci se schimbă puțin situația între ei. Așa, cel mai bine este să fim free și să venim cu drag.